După ce copilul se duce la grădiniță, el stă mai mult cu o educatoare decât cu mama. Are, își formează deja alte modele. Să uite la doamna educatoare, mi-aduc aminte copilul când îl corectam, mai ales pe Marcela. Zice, da mă, nu fi încăpățânat. Eu spus odată, mamă, N-ai cum să știi tu mai mult decât doamna învățătoare și nu mai îmi zice că păținos. Dacă vreți pruncii voștri să fie binecuvântați, înțelegeți vremea binecuvântării. Mai ales în vremea noastră copiii ne sunt lăsați foarte, foarte puțin. Acum vor să ne spună că pruncii nu s ai noștri și că ar trebui ei să determine ce e bun pentru ei. Așa că foarte devreme trebuie să te apuci să înveți copilul să se teamă de Domnul să așezi în el valori împărățești. Părinți care nu-și aduc copiii, că nu-i vremea. Părinți care nu sunt dispuși să facă exercițiul ăsta, că nu înțeleg că binecuvântarea are o vreme. Știi, când ei sunt mici, tu zici, du-te la bunii, stai acolo că noi plecăm. Când au vreo 14 ani, zice, vii cu noi, mereți voi, zice, că noi mergem cu tinerii. Am vrut să vinim, zice, până am avut vreo 10 ani, ne-ar fi plăcut cu voi, dar nu, nu vreau voi cu noi. Amu, zice, s-a schimbat vei să iei cu tine. Ce merem în concediu? Cu voi, zice. Nu m-a fac o pauză. Dumneavoastră, cât vorbiți cu pruncii dumneavoastră despre Scriptură, despre Dumnezeu, despre Biserică? Cât timp? Observați ce-a făcut diavolul. Ne-a împrăștea pe toți, ne-a construit niște case imense. Ca ne săbuiți. Păi ne-a dat seama că nu le putem încălzi, nu le putem plăti. Plus de asta ne-a generat un minus extraordinar. Nu ne putem întâlni. Bați la ușă. Ăsta e în camera lui. Nu răspunde. De asta vă sfătuiesc să vă aduceți pruncii la biserică. Foarte vreme. Eu prefer să mă deranjeze când are un an, decât să mă deranjeze când are 16 ani. Când mă deranjează la 16 ani, e, e, e uraganul Catrina. Face E Extrem de important să așez viața pruncilor tăi pe temelie. De mic. De asta. Nu vă lăsați duși în eroare de pretențiile lor, de figurile lor, de mofturile lor, de... Niciodată n-am picat în capcana asta. Întotdeauna când Marcela venea cu toți, eu trebuie să mă urc la ambon, era foarte complicat. Vine unul mic, unul mai mare, hai, dă-i unul apoi, înapoi, unul înainte. Marcela spunea, doi în dreapta, doi în stânga, stați aici, nem mișcați. Nu stăteau. Ieșa acasă, ne trezăm foarte dimineață ca să facem educație bisericească. Spune, spunem, băi, casa Domnului, te rog să nu străbuiască acolo la baie. Dar dacă îmi trebuie, ce a faci pe tine. Dar niciodată nu a făcut. Fă pe tine, nu-ți fie teamă, că cumpărăm tot ce trebuie. Și când nu mai suporta, acela e ridicat de barbă. Uite-te mă la taică tu, ca să-i fac un semn. Dar credeți că vroia? Nu vroia. Când îi prindea de barbă, s apăsau păsau, să strâmbau numai să nu ne intersectăm cu privirea, să apuc să-i fac un semn, că apoi la un semn deschise calea. Nu vroiau să nu ne vedem. Îi spuneam, zic, băi, de ce n-ai vrut să te uiți la mine acasă? Nu te-am văzut, zice. Nu te-am observat, n-am văzut. Că dacă vedeam, dar mă, mama, nu-i de ajuns, îi spuneam, de ce trebuie să intervin, mă, mă pui într-o situație? Este o vreme, fă asta. Fă asta. Pentru că dacă ai ratat vremea asta, ea nu se mai întoarce. Și îți pare rău apoi că n-ai făcut ce trebuia să faci când copilul era încă foarte mic, foarte mic. A apărut o nouă generație de părinți care sunt mai naivi decât copiii și fac niște gesturi, mai ales când te duci în vest, vine cu trei genți după cap, mama, într-una are pampersuri, într-una spufulez napolitană, are în alta ceaiuri, le așează tătie jos, ăsta să trânche acolo, mănâncă. Nu-i cantină asta. De ce nu duci în mintea copilului ca aici casa Domnului? De ce? Eram undeva în într-o biserică foarte mare, la balconul bisericii un copil să juca cu un iPad. Bă, fraților, și vorbind conturul de idei, mi să străcate atât de îngrijorate eram de iPad-ul ăla. Mă gândeam de el, scapă în sală. E clar că 112, doi următorul număr format. Numai în timp ce vorbeam, îmi auz, bum, aud -o odată. O scăpat iPad-ul. Așa oftând azi, ești tu mamă oare? unde ești tu, mamă? Marcel m-a mustrat că într-o biserică era și ea și un copil, urca și la cor și iar coboră la tai, tai că se era în, în, cor, mamă sa în sală și era cu niște bocani și toți îmbrăcați în aceeași culoare și au vrut să ne arate asta. Cred că eu zic, tăi, o zi, mamă, dar nu am uite, du la tata. Eu zic, pu, 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 pu. m-am ridicat să predic, am zis, găsiți o mamă la ăsta și dumneavoastră, uitați-vă la mine. Dragii mei, din secunda aia, copilul nu mai mișcat. că eu zis, mama, stai cu minte. E o vreme asta când poți să spui. Dar la 14 ani nu mai poți să spui hai la biserică, e foarte greu. Că n-ai făcut-o de mic, asigură-te cât îl ai acolo, că pui ce-ai depus și apoi aștepți. N-ai ce face. Sunt mame care îmi spun copilul loto, ați făcut ce trebuie, dacă ați făcut numai atâta puteți, nu puteți mai mult. Așteptați să vedeți cum va răsplăti domnul investiția care ați făcut-o până când ați putut nu puteți mai mult, nu vă puteți mântui copilul. Mai modern acum, îi să ne lăsăm pruncii să îi crească alții. Nu suntem dispuși să plătim prețul. Acum, vă rog să înțelegeți că un copil care crește fără mama, sunt școli cu program prelungit. Îl duci la șapte și îl iei la cinci seara. No, el a dormit un pic la amiaz, dar vai o odihnă. Când ajunge acasă, Tata încă nu-i vinit și e numai mama, sau a scos tata de la grădiniță, nu l-a văzut toată ziua. Ăsta adorme pe mașină, zice el să nu se mai trezească, zice numai ne deranjează. Și-l pui în pat. Spuneți-mi dumneavoastră, anul întâi, anul al doilea, așa, treilea, îl duci în ritmul ăsta. Știți ce se întâmplă? Niște părinți care nu-s dispuși să plătească prețul, nasc o generație care nu cunoaște pe Domnul și ratează binecuvântarea. Uitați-vă cum națiunii întrești să cufundă, dragii mei, pentru că generațiile de dinaintea lor n-au fost dispuși să plătească prețul binecuvântării. Este o vreme a binecuvântării și este un preț. Când încep să întrebe, da de ce, asta e un preț. Și tu te enervezi și te scot din sărite. Așa cum îi scoatem noi când tragem preșurile după noi când îmbătrânim. Și dacă tu n-ai stat cu el când a fost mic și el te ia și aici la Becleană sunt niște centre și zice, bă, eu zic că la tata așa și zice, mai bine ca acasă, da, e grozav. Că așa au și zis domnul, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta în fiecare zi că o nu ia. Dul în azil. Nu, dragii mei, asta e o extremă, extremă periculoasă a societății noastre am fost în America, americanii tot îmi spuneau, și voi, zice, și aici ajungeți. Păi sper să ne trezim, am zis, mai repede ca americanii. Ca americanii nu știu altceva, numai job, 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 atât. Ei altceva nu știu. Job, job, nu, două, trei, patru, zece, nu contează. Ne căpătuim, unii mama, unii tata. Să acolo foarte, zice, trei medici, bă, el n-are nevoie de lui. Deci, ori de ce nu înțeleg românii că bătrânii n-au nevoie de confortul nimănui, mă? Lui trebuie o peșteră liniștită, caldă, cu tine, atât! Are baie, nu avem noi acasă. Da, el tătă stă numai la greșie, stă uite și Pe Păi tu nu înțelegi ce zice Eclesiastul? Până nu vin ani când vei zice ce, ce? Nu găsesc nicio plăcere. Crezi că lui mești cu un azil foarte aranjat? Da, flori pe masă și la tine nu Nu, el te vrea pe tine. E un preț. De aceea eu a zis, am avut aseară sfat de familie, ne-am hotărât. E, e, foarte interesant că ce armonie poate fi în casa lui Iosu, că nu i nicio obiecție. Deci nu ne zice eu nu no, bun, cum ați ajuns la consensul ăsta? De, cum e în comitetul bisericii? Foarte complicat să ajung la consens. Unu, tot zice că ceva nu e în regulă. Nu aici niciunul. O să ne-am sfătuit aseară, zice Iosua. Eu și casa mea, oare să fi fost Iosua model pentru ei? Nu mă îndoiesc de asta. s fi uitat ca la domnul la taică casa. Marele general trebuie să-ți plătesc prețul. Pentru că, la urma urmei, dacă ți-ai pierdut familia, nu mă interesează ce ai câștigat. Absolut deloc. Există un preț. Vă rog să-l plătiți toți familiștii. Există o vreme. Profită la maxim de ea. E copilul în care numai tu ești modelul lui. El se uită la tata ca la soare. Se uită la mama ca la nimeni altcineva. E vremea binecuvântată e foarte devreme, ți-l-a dat Dumnezeu ție că îl putea da la doi îngeri dar ți l o dat ție, bagă de seamă că vremea trece mult mai repede decât îți imaginezi dacă te compromiți și nu ești dispus să plătești prețul, există riscul să-ți pierzi copiii ai da orice să întorci timpul înapoi să-i mai ai odată mici să poți să stai cu ei m-am uitat odată în agenda și vă trecut în agenda într-o zi ocupat îmi scrie dar am zis, da, ce poate fi că nimeni nu-i scrisul meu sau, Ce s-a întâmplat Și dau eu așa un zvon în casă care ți umblat mână în agenda Tată îmi zice unul din copii Păi ziua mea atunci Da bagă seamă. seama Ți-am scris eu că Tu luat așa cu a tale Am scris-o cu investi Dacă sunt aici părinți care v-ați pierdut copiii, nu e așa că ați da orice. V-ați pierdut copiii în sensul că o pleca de capul lor. Că unii dintre copiii noștri interpretează libertatea în termenii independenței. Și noi cei mari mai gândim, mai gândim așa, că așa asta înseamnă. Am zicea cineva, zice, în sfârșit am găsit o biserică unde nu mă bate nimeni la cap. I-am zis, bă, dragă, că era femeie, asta nu, nu poate fi biserica lui Hristos. Dar cum o zi, frate Marcio, Eu biserică merg cum vrei. Îți faci ce vrei. Dar asta nu e biserica lui Hristos. Că în biserica lui Hristos trebuie să facem ce-i place lui. Nu ce ne place nouă. În sfârșit, o zi, e o grupare de pe aici, de pe aproape. Face ce vrea. E dorința noastră de independență. Că așa interpretăm noi libertatea. Dacă facem ce vrem, noi avem sentimentul că suntem independenți. Și asta e fals. Independența înseamnă să poți face ce trebuie, să nu fii robit de niște lucruri pe care n-ai vrea să le faci, dar le faci pentru că ești rob. Vă aduceți aminte că în Luca 15 este fiul risipitor și în povestea asta fiului risipitor, bărbatul, băiatul acesta a interpretat și el libertatea în termenii independenței și a fost independent, Biblia se grăbește să consemneze că a ajuns dependent de un străin din țara porcilor. Foarte repede, zice, o epuizat tot și dintr-o dată independența s-a transformat într-o mare dependență. Aș spune că, chiar dacă e antagonist acum afirmația asta, că independență avem doar în dependență de tata. De ce e esențial să plătim prețul pentru punctii noștri. Plătește prețul. Iai, stai cu ei, petrece timp. A fi dispus să investești atât cât e nevoie, nu cât vor. Aud părinți care spun, pe noi pentru voi am făcut tot. Nu, nu, nu pentru copii facem tot, dragii mei. Numai pentru. Pavel zice că pentru Domnul o pierdut tot. Dar nu pentru mofturile lor. Nu. Nu vă lăsați manipulați de copii. Lăsați binecuvântarea să vină peste ei. Lăsați binecuvântarea să vină peste ei. Cum? Mai întâi prețuind vremea binecuvântării foarte de devreme. Cineva a mers de mult la fratele Iosif Son și l-a întrebat când ar, ar, trebui să înceapă educarea, educația copilului. Și a zis, dar cât timp are copilul? Cinci ani, na, păi nu mai puteți. Nu mai puteți, e foarte târziu. E foarte târziu, deja... Știe jocuri pe calculator, vă pornește, vă, cred că vă decodat telefonul, vă știe lucruri despre care habar n-aveți e foarte târziu. Așa că nu-ți fie frică să plătești prețul, să stai cu el. Adică trebuie să trăiți un stil de viață care să genereze întrebări, curiozități. Dar vă întrebat copiii vreodată, tată, ce te dai cu cartea asta? Dacă nu o ții în mână, nu te întrebă niciodată. Dacă e pe un dulap, el gândește că e o chestie așa de design. E pusă în colțuri, pe, în camera din față să ții asta. Te-a întrebat vreodată? ce cu voi? Cum adică nu lipsiți niciodată de la biserică? Cum? Asta înseamnă să nu faci compromis. Cum adică în ziua Domnului te-ai trezit? Uh, uh, aud câteodată în, în biserică zice, n-am fost la biserică, e, după masa e, e ziua familiei, zice. Eu știu că e ziua Domnului, am zis. Cum să fie a familiei dacă ea e numită deja, e a Domnului asta. Eu zic să vă luați luni. Dar luni trebuie să lipsești de la serviciu, nu ești plătit și e un preț. Dar merită familie, faceți asta. Spuneți-i șefului, zero barat firma ta pe lângă casa mea. Zero barat, plătești prețul. Fă asta. Nu te găsi în ziua Domnului? Că știi ce zice în ziua Domnului? Nu vrei să plătești prețul din trateu. Fii sunt o moștenire de la Domnul, dragii mei. A avea copilul medic-inginer e o chestie. Dar dacă o ia razna, Ați observat cât de puțin contează și la noi, uneori, faptul că cineva e credincios. Zice, nu, sau să zice, în lume sau sunt surat, dar pui, mai bun ca un pocăit. Ce inepție! Cum să prostie? Ca și cum pocăința ține că e bun, el e de treabă, are, e foarte, n-are nicio treabă, ba, are o treabă foarte serioasă. Are o treabă foarte serioasă. Să schimba ceva în gândirea noastră cu privire la binecuvântare. Să vă dea Dumnezeu să facă copiii școală și să aibă casă și masă și de toate. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă n-au urechi de auzit când le vorbește Dumnezeu, și dacă Dumnezeu nu le vorbește, ăsta e blestem. Când Dumnezeu nu mai vorbește, așa se manifestă o formă de blestem. Că Dumnezeu își trage mâna și te lasă, nu-ți mai vorbește. Dar ce onoare să scheme Dumnezeu copiii pe nume. Dacă vrei să-i binecuvinteze, înțelege-te. Nu bate când pe când e vremea binecuvântării. Stai cu el, plătește prețul. Nu-ți permite compromis în umblarea cu Dumnezeu. Să spune că tentațiile părinților devin viciile copiilor. Bagă de seamă. Nu cumva să te vadă copilul că negociezi mersul la biserică. Mere m-am în și mă duc numai, nu mă nu duc eu numai tu, că și-așa-i afară, zice mă. Asta e un compromis. Niciodată Lot nu s-a gândit când și-a întins corturile foarte aproape de Sodoma, că Sodoma îl va prinde pe el și-ai lui. Nu s-a gândit. A făcut compromis. Și câți alți părinți n-au făcut compromis. Eli a făcut compromis și șters numele. Alții au făcut compromisuri. Mă gândesc la povestea lui Iacov. Ce au moștenit copiii de la Iacov. Când au văzut negocierile în viața de familie, cât compromis, cum stăteau seara nevestele și negociau a cui, cu mere, tătii de vânzare la voi, da. De când l-au vândut pe Iosif, nu o sta pe gând, l-au luat și l-au vândut. Ca la fier vechi. Vă așa, vine. Mama, mă duc aminte că vine, zice, nu, no ce faci? Păi dau mandragole, ia le lasă la... Așa e, tot e negociabil. Nu Faceți compromis. Plătiți prețul. Lăsați copiii să se uite. Nu e așa că e important cum mergeți cu mașina cu pruncii? Foarte important. Foarte important. Pentru că aminte că mergeam odată și mergeam mai tare, că ne grăbeam și Abel a început să se teamă. Zice, tată, cât e voi aici? Și zic, 50, că eram într-o localitate. El zice, și... Și... nu mai vorbesc de niște gesturi, că asta te-ar costa prea mult. Plătește prețul. Când? Când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când vei pleca, când vei sosi, fă școală pentru pruncii tăi. De asta înțeleg că trebuie să-l învăț, înțeleg că copiii sunt tot cu părinții. Că dacă poți să-l înveți când plec, când vii, când mă duc, când îți la lucru, când îți la câmp, zic cam perioada agrară, și bunicu, și străbunicul, și tata, și copii, te cu furca și grebla pe umăr, când aceeași limbă, fac același lucru. Dar în postmodernitate e complicat, că fiecare e cu tableta lui, camera lui, e fiecare cu limba lui. De asta, când începi să le vorbești, ai o problemă. Ai o problemă. Văd că sunt mulți copii, sunt multe familii. Vă rog să nu vi se pară prea mult. Acum, cât vă deranjează, așa e un deranj plăcut ăsta. Eu poate fi, o, cum o zice cineva, o hărmălaie organizată. Bucurați-vă de asta. Noi ne-au plecat trei copii într-un an și nu știm să trăim în liniște. asta obositoare. Adică numai noi doi la cafea și se întâmplă. Păi trebuia să intervenim de trei ori sus. Bă, pică tavanul pe noi, cei cu voi? Și cinci minute liniște. Nu, no, acum nu pică nimic. E liniște mormântală. Bem cafeiul, nu ne mere nici pe gât, că nu știm încă niedor dor de hărmălaia noastră. Noi toți într-o baie, n avem două. Bătăile le nși acum, i a deschisă ușa, nu -ă nimeni. S-au schimbat vremurile. așa de mulțumitor că prunci totuși lângă Domnul. E, e o împlinire care nu mă interesează nimic altceva. Bine că să ai Domnului și o să zic că le-a purtat de grijă și ori lucraș, ori face ce Domnul i-a învățat. Dar dacă nu ne mai vedem Vă rog, dacă n-ați știut, profitați de vremea pruncilor voștri, profitați de vremea nepoților acum.